facem marcaj apropiat. 3, zic ceva, 1, 2, 3, 1, 2, 3, da? Ok, perfect. Vedeta serii, vedeta filmului. No, bine, nu, vedeta... Da, vă mulțumesc foarte mult, da. Nu, cred că vedeta serii a fost... au fost în primul rând acești oameni care au lucrat la acest film. Nu simplu de realizat, pentru că a fost nevoie de aproape, cred, un an, 9 luni aproape, pentru a realiza acest film, pentru a capta, să zic așa, momentele emoționante care, într-adevăr, protagoniștii au avut, printre care, într-adevăr, și eu, pentru că m-am emoționat foarte mult, mai ales la pierderea acestor penaltiuri cu Suedia. Da, deci ei cred că sunt adevărații protagoniști, evident, după aia, evident, și cu echipierii mei, Neapuiu, tot staff-ul, oameni care au contribuit și ei, evident, în mod important, exponențial la această performanță. Deci, da, mi-a plăcut foarte mult filmul. Eu am uitat un pic în sală, am văzut sală, aceste două săli, trei chiar, pline de oameni, și ce mi-a plăcut foarte mult, că au fost de toate vârstele, copii de 10 ani, 14 ani, adolescenți, tineri de 25, deci asta înseamnă că, iată, totuși, oamenii ne sunt recunoscători și ne, să zic așa, sunt foarte respectuoși pentru ce am realizat. Da, a fost emoționant, mi-a plăcut foarte mult, sincer. Știi că sunt foarte exigent și spun lucrurilor pe nume, n-am probleme, dar credeți-mă, au făcut un lucru foarte frumos, foarte important și va rămâne, cred, cu acest documentar pentru mult timp la dispoziția multor oameni din generație, cu siguranță, cum noi am făcut de altfel prin acest turneu excepțional. Lângă ce coleg de generație ți-ai fi dorit să fii când urmăreai aceste imagini? N-am, din păcate m-am așezat la ce cu echipele aș fi vrut să fiu. Evident că momentul emoționant, chiar unul dintre cele mai emoționante a fost Didi al nostru, care eu aveam o relație specială. Din păcate nu mai este printre noi. Cu siguranță el aș fi vrut să se bucure de asemenea. Dar da, ăla a fost un moment emoționant. Oricum, pe 25 mai va veni băiatul lui să joace, cum de altfel a făcut până acum, Răzvan, cu Licinia, cu soția lui Didi, deci într-un fel este și el prezent, să zic, la acest meci pe 25. Da, seara asta evident că ne-am gândit, toată lumea s-a gândit la el, l-ați văzut la sfârșitul filmului, l-ați văzut poza lui, l-ați văzut în toate meciurile, un jucător e foarte important în apărarea noastră, deci Dumnezeu să-l ierte, ce să vă zic. Deci da, mi-a plăcut foarte mult, de altfel repet, foarte multă lume, sper că zilele viitoare, săptămânile viitoare, lunile viitoare, lumea să vină să vadă un pic acest documentar, care are într-adevăr o încărcătură emoțională foarte, un impact emoțional foarte puternic, cum zic eu. Eu cred că o să mă duc cu soția și cu băiatul meu, n-am putut astăzi să vin cu ei pentru că copilul avea fotbal, soția venise de la muncă și n-am, dar cu siguranță duminică mă voi duce cu ei. Că ai aflat lucruri noi, nu știu, o dezvăluire de a unui coleg să te uimească, să nu fi știut despre ce a simțit sau prin cine a trecut atunci. Le țin pentru mine, sunt multe lucruri care nu le-am dezvăluit. Poate cine știe în viitor că nu o să scriu o carte, sau poate cine știe, fac și eu un film despre mine, că eu se pare că am un pic așa... Ai priză. Da, am priză la public, un semi-actor, deci o să vă mai dezvăluit. Mai sunt lucruri care nu s-au spus cu siguranță, dar care ar trebui să rămână probabil mult în privat. Dar o să vă le dezvălui. Câte tankuri de scrisori primei? Da, multe, multe. Aia a fost imagine. O poveste foarte frumoasă. A durat de când m-ați văzut de la fel. Mamă, ce tânăr eram și ce haios eram și un pic fraier așa, față de fraier. Nu știu, glumesc. Primeam foarte multe, sute. Evident că atunci se era această corespondență, se trimiteai scrisori, plicuri. Primeam multe, sute. Aveam un fan club, am mai spus, nu e o noutate. Și sunt mândru, fetele acelea mă adorau și eu le-am dat pe ele. Nu știu, dar mi-a plăcut foarte mult partea aceea. În sfârșit, au fost fantastici și nu numai eu, evident, și colegii mei. A fost de o sinceritate brutală. Și asta mi-a plăcut foarte mult. De o spontaneitate cum rar se vede
într-un documentar, pentru că e vorba de un documentar. Cred că sinceritate care poate afecta sau poate închide anumite rând. Da, da. Când am văzut pe domnul Iordănescu când spunea, da, am greșit că nu l-am adus. Da, a fost și la noi, să știți că nu am fost perfect și noi am avut multe probleme și nu au plan și la noi au fost multe neînțelegeri, au fost episoade de un pic, nu zic de indisciplină, pentru că din păcate după vremea așa acolo s-a greșit cu Vlad, cu Jean, cu Vlădoiu, faptul de a-l trimite acasă, nu se face așa ceva. Dar am avut și noi probleme noastre și am știut să le gestionăm bine, el a știut să le gestioneze. Cu ce gust crezi că a plecat Marius Lucătuș de la filmul ăsta? Pentru că e un pic și povestea lui. Da, am vorbit cu el, am vorbit și cu Mariana, care o știu de mult timp, pe soție. E foarte dezamăgit cu continuare. Dar eu știți cum e în viață, trebuie să știi să ierți, trebuie să știi să treci peste ele. Într-adevăr, îți rămâne undeva în suflet o părticică de această dezamăgire, dar a fost destul de cool, așa zic. Marius, până la urmă, ok, și-a spus o full, dar până la urmă suntem umani, greșim, cum a spus și Neapuiu, dacă antrenorul, da. Deci, da, se putea gestiona mai bine, probabil, anumite lucruri, dar, repet, oricum, performanța rămâne, în momentul de față rămâne cea mai importantă, care eu aș dori, să sper să trăiesc, să trăiesc o performanță și mai bună în viitorul apropiat, de ce nu în vara asta cu băieții aceștia, nu putem să știm. Deci, da, bravo, mi-a plăcut, super, hai România! Mulțumim!